Sfaturile domnului Dragnea. Dincolo de asta, rezultatul este clar. Domnul Grindeanu va și eu voi rămâne alături de el până vine nou prim-ministru ca să asigurăm buna funcționare a guvernului. Însă, un singur moment de astăzi care va rămâne în memorie. Bucuria PSD-ului că a dat jos guvernul PSD. Eu așa ceva nu pot să înțeleg. Mi se pare așa că suntem în bucuria nebunilor. Cam așa. Credeți că s-a votat sub presiune? Normal că s-a votat sub cea mai mare presiune pe care am văzut-o de 14 ani de când sunt în Parlament. Ați văzut, oamenii erau disperați, să au avut 3 sau 4 filtre de control. Dar, mă rog, până la urmă, știți cum, fiecare om e major și stăpân pe el. Eu am arătat cum am votat contra, alții n-au venit la vot. Asta este acum... E puterea lui Liviu Dragnea și sper să o folosească mai bine decât a folosit-o în ultimele 6 luni. Întrebarea, dacă îmi permiteți, este cum vedeți dumneavoastră viitorul dumneavoastră politic în acest moment, poate și al premierului Grindeanu? Nu m-am gândit în acest moment la viitorul meu politic. Sunt deputat până în 2020, încerc să-mi fac datoria și când va fi momentul vom discuta. Teoretic sunteți și în afara partidului. Da, am fost anunțat și am și spus. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor PSD, votanților, militanților, simpatizanților noștri pentru cei 16 ani de când sunt membru PSD. N-am vrut să plec din PSD, dar evident că voi respecta decizia conducerii. Dacă faceți, vă rog, o scurtă analiză la cald, da. Putea să faceți mai mult în aceste ultime zile pentru a vă convinge colegii să voteze împotriva acestei moțiuni? Puteam să facem un singur lucru, să asigurăm votul secret și atunci probabil că erau 40-50 de voturi împotrivă. Domnul Dragnea a asigurat votul controlat și a câștigat. Pot să vă spun, e în politică, e ca în sport. Dacă, da, problema e și cu ce metode câștigi. E o metodă care la un moment dat se va întoarce împotriva domniei sale. Care este mesajul pe care l-ați transmite lui Liviu Dragnea în acest moment? Are toată puterea să o folosească mai bine decât a folosit-o în ultimele 6 luni. Dar viitorul politic al lui Liviu Dragnea, cum îl vedeți? Nu sunt prezicător. Deocamdată mă gândesc la ce am de făcut la guvern și după ce plecăm de la guvern... Pentru mine, Sorin Grindeanu, pentru cum s-a comportat în ultima perioadă, din punctul meu de vedere, are foarte mult potențial pentru viitor, pentru că a încercat să facă o ruptură care era necesară în PSD, între trecut și viitor, între un mod de a face politică care ți aduce foarte multă ură și un mod de a face politică. Da, asta o să vedem. Dacă... În aceste condiții, domnule Ponta, cum vedeți viitorul apropiat al Partidului Social Democrat? Domnul Dragnea are toată puterea. În acest moment, domnul Dragnea este PSD, nu mai este PSD. Domnul Dragnea e PSD. Cum va folosi puterea în perioada următoare? Sper că mai bine decât în ultimele 6 luni. Atât. Credeți că vor fi oameni care o să plece din PSD acum după vot? O să vedem. Mulțumesc. Da? Vă mulțumesc. Consistent.